gust neobișnuit în pahare nepotrivite. Salut, Liviu! Hey, Albert! I'm funny to see you here! Care-i faza cu tine? Ce drum te duce pe aici, pe la tine prin casă? Exact, da. Am nevoie să mă odihnesc și să mănânc și da. Să beau bere. Bun, dar nu orice bere. Nu orice bere, e o bere care nici măcar nu a ieșit pe piață încă. Ce? Craft Bros fac reveal la o bere despre care nu poate să vă spună prea multe chestii decât ce gustare, cât de bună e sau poate nu e bună. O să aflăm, dar ar fi ciudat să vă arătăm asta. Dar nu, de ce? Noi trebuie să fim sinceri. Bă, dacă așa îți place o bere, îți place. Dacă nu îți place, nu-ți place. Dacă nu-ți place, nu o spune. Bun. Și arată așa. Astăzi avem o bere în premieră. Deocamdată nu este lansată pe piață în momentul în care noi filmăm clipul. Nu putem să vă spunem nici mai mult de atât. Am primit-o de la cineva care urmează să apară pe piață. Da. Și ne-a dat o mostră. Exact. Este un berar din România. S-ar putea să-l știți. S-ar putea să-l fi văzut deja în seria noastră Craft Bros. Cum ar fi? Cameo. A făcut un cameo la noi. Cameo, și, din ce am înțeles de la Liviu, da, motivul pentru care sunt eu extraordinar de entuziasmat pentru berea asta, așa, este pentru că are niște pineapple. Are. I have a glass. I have pineapple. Pineapple glass. Da, este adevărat tot ce a spus el. Berea asta se numește Peated Pineapple Mild Sour. Deci o să fie acrișoară, dar vom vedea cât de acrișoară. Și acum mi-e un pic neclar dacă bereria sau dacă berea se numește OM, care vine de la Organoleptic Monster. Ok, un fel de Gojira, dar... Este un monstru aici. Da, pe doza. E un Gojira organoleptic. Îmi lasă cutie, da. Ok, deci carbonatație puțină. Bun, bun, așa. Bă, tot timpul vărs bere pe masa asta. Mă, dar culoarea este superbă. Este un auriu foarte vivant. Te las să miroși să-mi spui. Mamă. God damn it, ce e aici, în pahar? Oh my god! Cum se simte? Zici că aici e rotisat totul. E afumat aici, în pahar, da, niște ribs. Da, exact, e foarte afumat. Mi-a spus berarul respectiv că ananasul respectiv ar fi fost ținut la afumat. Ah, ok, ananas afumat. Gen, imaginează-ți că e ananas la grătar. Uite, înainte să bem, așa, pentru că e un pic inegală toată situația, dăm voie să o corectăm. Viața e inegală. Da. Mamă, dar nu știu cum să vă zic. Băi, că da, miroase, e absolut extraordinar. Ideea e că nu te lovește ananasul în față, deloc, absolut deloc. Oare se ascunde prin gust? Vai, dar e fix. Deci, e ca și cum ai avea un pahar blânduit niște pork ribs din alea, glazate, așa, parcă văd luciu de pe ribs, de pe coaste. E imagine destul de puternică. Bă, ce bine vreau să... Hai, cheers! Hai să vedem despre ce e vorba în pahar. Și vouă. Wow! Okay, unde e ananasul? Dar e mult mai cuminte gustul decât mirosul. Da. În continuare e foarte smoky. Da. Dar nu îmi dau seama unde este ananasul. Wow, și ce aftertaste îți lasă după. E ceva fructat aici. Uh-huh. E ceva fructat aici. Nu știu dacă mă influențează faptul că știu că ar fi ananas, piure de ananas în compoziție. Și pentru un sour, dăm voie să spun eu, care nu sunt un iubitor al sour-urilor. Berilor acre? Așa. Sau așa. Nu simt acel sourness. Da. Acea creală. Exact, exact, exact. Când e prezentă. Foarte cumințel în acest aspect. Uh-huh, uh-huh. E foarte light berea, vă, că e doar 4,5% alcool. Ceea ce cred că o face o bere destul de bună de vară. Uh-huh. Și sincer mă văd luând câteva cutii de genul.
la un grătar. Da. E foarte, e mult mai ușoară, e mai puțin intensă decât mă așteptam, minus mirosul acela foarte puternic. În rest, da, e foarte chill, te invită să iei următoarea gură. Mie îmi place foarte mult mesajul de pe cutie care spune "Treat this beer like you treat yourself." Ne-am teleportat dintr-o dată. Unde suntem? Din sufrageria lui Liviu în sufrageria lui Hank. Avem voie să spunem asta? Nu, pe bune. Nu chiar. Deși sunt 5000 de grade afară, da, da, simt că merit. De ce simțim că merităm totuși? Pentru că avem posibilitatea, așa, să aflăm ce se ascunde în cutia asta. Pe lângă aberațiile pe care le-ați văzut voi mai devreme, vrem să vedem de la omul care face berea asta, bă, ce vrei tu cu berea asta? Ce ți-ai propus? Ce a vrut să spun autorul? Exact, exact. Spune-ne de exemplu, Hank, pentru cei care nu te cunosc. Dăm un titlu episodului înainte să începem? Reveal. Așa puțin, un reveal. Titlu așa, dar cam vag cum, și un pic. Cum ar fi? Cum ar suna? Reveal-ul unui ber, noi ceva de genul. Gust neobișnuit în pahare nepotrivite. Okay. Perfect, asta e. Bun, asta este titlul. Mi se pare că e... Dacă vă uitați la asta și nu ăsta este titlul, nu e bine. Numai problema noastră. Exact. S-a tăiat la montaj. S-a tăiat la montaj, exact. Eu n-am aprobat, adică dacă... Ok, bun, te rog. Ok. Te-am tăiat acolo. Absolut deloc, absolut deloc. Spune-mi, te rog frumos, Hank, în calitate de mastermind în ceea ce privește, în ceea ce privește această bere smoky cu ananas. Sau cum ai descriu-o de fapt? Ce bem de fapt aici? Aici trebuie să clarificăm. Nu e chiar smoky. Aici este o bere care a pornit ca o dorință de a explora ideea de ananas pus la grătar. Bine. Ca să explorăm ideea de ananas pus la grătar, prima chestie la care ne-am gândit, ok, ce punem în ea? Deci ananas, grătarul cum îl punem? Că nu prea putem să punem direct grătarul. Și ați tăiat din grătar la grătar? Am tăiat din grătar partea superioară și am ajuns la cărbuni. Ați filtrat berea printr-un grătar? Exact, dar am ajuns în ultimă instanță la cărbuni. Efectiv, după aia, de acolo am început să ne jucăm cu ea, pentru că inițial ne-am gândit, ok, ce să facem aici? Mergem pe sour, mergem pe IPA, pe ce mergem ca să valorificăm ideea asta de grilled pineapple? Uh-huh. Asta fiind un proiect independent și e o colaborare între mine și 2-3 artiști slash entități artistice, ca să spunem așa. Să înțeleagă oamenii, nu e vorba de mine și de Liviu, e vorba de alte entități artistice. Da, e vorba de Mickey Way și Vulnerabil, care nu știu dacă putem să descriem pe vreuna dintre ele ca fiind o singură persoană sau o entitate artistică sau ambele probabil împreună. Important e că există. Exact. Da. Așa. Noi am vrut să fie aici un melding, o amalgamare între partea vizuală artistică și ce e în interior. Uh-huh. Iarăși cărbunele ăla și negru ăla se regăsește, se vede. Da, pe etichetă se vede foarte clar. Cine este acest monstru? Este un monstru? Asta este un monstru. Scrie om mare, dar ea de fapt este organoleptic monster. Sincer, asta a fost pentru că există o cerință la vamă în România, la Direcția General Vamală, când încadrezi o rețetă să dai proprietățile organoleptice. Oh, wow. Proprietăți organoleptice este o chestie destul de dificilă, să spunem, și nu poate fi exprimată în 4 cuvinte, așa că am decis să-i spunem asta e organoleptic monster și... Faci ce vrei. Exact. Cum este ca din punct de vedere organoleptic? Păi monstruoasă, are cărbun și are pineapple. Mm-hmm. Bun, nu prea pot să o descrie în termenii pe care îi vrea vama, care este curat, frumos... Dulce, surat! La ce ar trebui să se aștepte oamenii când văd în raft, într-o berărie craft, văd undeva pe site?
Ar trebui să se aștepte la un sour care e undeva la 4,5% ABV. Un sour care e destul de mild, e destul de refreshing, rece, dar se vor lovi de aroma de cărbun care este destul de puternică. Ca să ananasul în sinea lui și prin prisma faptului că a fost adăugat ca piure, e mai subtil, e pe backbone. Tocmai din cauza asta noi am decis să mergem pe berea asta undeva cu un mix de 60% CO2 și 40% nitrogen. De ce? În caz că vrei o bere care să fie super refreshing și să te lovească și partea de cărbun și să ai și backbone-ul de ananas, e un throwback la The Alchemist. O legendă în lumea berii craft. Din păcate, noi nu am ajuns la nivelul unde putem să avem printed can și să scrie aici foarte, foarte frumos drink from the can. Dar ideea este, cu cât o vrei să fie mai refreshing, o bei direct din can și dacă vrei să fie un pic mai subdued, pentru că nitrogenul dispare și aromele alea mai volatile puțin de ananas dispar, atunci poți să te bucuri de partea de cărbune direct. Uite că mă bucur că ai zis chestia asta. Noi, spoiler alert, am făcut deja o degustare. Dacă n-au văzut, cred că nu știu, s-au urmează. Am băut berea doar din pahar. Și sunt curios cum este direct din can. Dacă vom simți note diferite, corpulență diferită. Pentru că atunci când am băut-o din pahar și nu erau pahare nepotrivite, eu unul personal n-am simțit acel ananas în gusturile din bere. Și acum sunt foarte curios să văd dacă într-adevăr chestia asta o să se schimbe. Deci agreăm să luăm primele guri direct din can. Așa, yes, we can. Tu știi despre ce e vorba, exact. Eu am băut-o numai din can, așa că eu o să beau direct din pahar. Să fie o experiență nouă și pentru Shall we? Ia, să o pun aici, ia. Mamă, dar se simte acum, imediat cum o deschizi, se simte mirosul de ananas. Dar și de afumătură. Da, da, da. Dar și de ananas. Dar și de afumătură. Cheers. Dar și de... Noroc. Ce și nouă, ca prost. Să știi că... Un pic. Nu, de data asta simt ananas. Nu știu dacă e pentru că mi-am băgat în subconștient caut ananas. Știi, radarul, bam. Dar ananas. Mai uite că e așa o vor așa. Bun. Dar într-adevăr, nu știu dacă ajută faptul că nu e doar CO2 în can, de nu te simți copleșit de partea gazoasă și te umflă, cum e de obicei când bei direct dintr-un can și nu știi că ar trebui să pui berea într-un pahar. Nepotrivit. CO2 se leagă de moleculele de lichid, pe când nitrogenul de fapt nu face un bond acolo de moleculele de bere. Și astfel, în momentul când faci popul ăla frumos la can acolo, el tinde să explodeze tot spre suprafață și dacă, bam, iei un swig, e ok, dar nu e la fel cum e CO2-ul care ajunge direct în tine, exact, adânc. Exact, în lăuntrul tău. Da, e destul de mild, la fel cum scrie și pe etichetă, mild sour. Chiar este destul de cumințică la capitolul ăsta. Cred că e un gateway sour cu care poți să începi dacă vrei să intri în lumea sour-urilor. Ok. Mi se pare că e o alegere bună pentru că nu te sperie să fie foarte oțetat așa. Zici cuiva foarte... care a băut până acum doar lager industrial. Exact. Hei, vrei să bei o bere acră, intenționat acră? Să fie gen, de ce aș face asta? Păi uite, de asta n-ar strica. Pentru noi ideea asta chiar ne-a venit să facem berea asta vara trecută și noi am vrut să fie o bere de vară. Și cumva cu time frame-ul în care lucram și așa, cumva la un moment dat se părea că o să fie release-ul în iarnă. Și am zis, oh shit, pentru că nu prea se mai... Adică asta este o bere efectiv de vară, pentru că e o bere ușoară, o bere care nu lovește puternic, nu este astringentă, nu e... Poate pe viitor, ca să fie cu adevărat
monstru organoleptic și să fie cei de la vamă super fericiți, să facem ceva super astringent. Vorbeam cu Andrei, cu care eu am mai colaborat, da, la, da, Lake Brook, că el face un acid barbecue acum. Acid barbecue? Stai, adică exact ce? Exact. Adică o bere, asta e răspunsul. Adică e super, super sour, e super, super smoky și a adăugat acolo barbecue sauce. Nu mi-e secret, tu spui că există o bere cu barbecue sauce în... Aoleu, ce bun! Și cu aromă de smoky. Hai de un sushi dacă e bun! Dar sunt curios. Dacă îmi place asta, da, just, care e pe zona de barbecue foarte mult, fair, să aibă point, și sos de barbecue în componență, cred că e ceva super ok. Oricum, de încercat. Da. Deci, Andrei, când scoți berea, hai să zicem totuși în direcția în care, Albert, sunt curios dacă tu simți ceva diferit la experiența din pahar față de cea direct din cutie. Da, mi se pare că Hank a avut dreptate în momentul în care a zis că se simte pe backbone mai degrabă din cutie direct acel pineapple, îl simți pe final. Din miros, imediat cum o deschizi, simți chestia asta. Odată ce ai turnat în pahar, e smokiness all the way, da, adică that's it. E peat, de la carbon. Da, da, da. Ce vreau eu să te întreb pe tine, Hank, imaginează-ți, ești într-un loc ideal. Ce înseamnă de fapt locul ideal? Cred că deja este într-un loc, by the way, asta vreau să zic. Stau aici lângă. Nu pot să nu fii într-un loc. Bine, reformulez atunci. Objections, approved, reformulez. Descrie-ne, te rog frumos, pentru noi și pentru cei care ne urmăresc, care e scenariul perfect și imaginea perfectă în care berea asta e like the real deal. Mai sincer, e ceva super basic, nu e ceva fancy. Sincer, un grătar undeva frumos. Unde să fie? Hai să ne gândim. Un grătar unde? Hai să ne gândim. Păi, respectăm legea aici sau? Top 3 păduri din România. Unde poți să faci grătar? Nu știu, eu nu prea știu care e legea din România, că eu sunt aici în 2016. Deci unde putem să facem un grătar în România? O pădure care îți place ție foarte mult. O pădure care îmi place mie foarte mult. Băi, nu sunt sigur și e posibil să vorbesc prostie aici. Există o pădure lângă Iași. Ok. Probabil există o pădure lângă Iași. Deci, sunt niște biscuiți. Aici, ok, care cresc în copaci? Nu, care se cheamă poieni. Ok. Nu știu, dar îmi imaginez că pădurea este pădurea poieni. Așa, posibil bun. Să dacă nu există, o creăm acum. Adică da, exact. Așa. Dacă nu există un loc special amenajat de barbecue, unde e clar delimitat și nu se poate răspândi niciun incendiu. Toate deci conform regulilor. Toate normele de health and safety sunt respectate. Da. Până la ultima. Așa. Acolo cu prietenii, în momentul când dai drumul la grătarul ăla, când te-abia aștept să pui ceva pe el, simți cum vine mirosul ăla de cărbun, așa. Cred că acolo, berea asta este rece în momentul ăla, ca să te pregătească pentru ce urmează. Întrebare, berea rece o scoți direct din râu? E un râu în pădurea Poieni, în apropierea locului de grătar? Nu știu, îl întreb. Eu sunt convins că este. Cred că putem să avem și niște mountain bike-uri. Bun, bun. Ce se aruncă pe grătar? Asta voiam să întreb. Care e carnea care cere berea asta? Să facem un fel de chestie de Gordon Ramsay la MasterChef America, USDA Prime Beef, sau să... Nu știu, hey, man. Nu știu, e visul tău, adică tu ne spui aici. Visul meu. Sincer, acum, pentru că este ananas, zice că ar trebui să fie și niște ananas plus pe grătar. Bun. Dar părerea mea personală este că ananasul nu este un choice bun într-un carne de vită. Deci am zice că coasă de porc, ceva care să fie de porc, decât de vită. Am înțeles. Să reținut cont și pentru noi dacă mai putem să facem beer and food pairing. Vezi că e deja în planuri cu berea asta. Opa. Atât îți zic. Opa. Eu deja am planul cu berea asta. Opa, ok, ok. Mai avem ceva de adăugat. Simțim că am luat tot ce voiam. Nu știu, Hank, ai vreun mesaj pe care vrei să-l transmiți neapărat oamenilor care ne urmăresc? Ai ieșit berea asta pe piață, ce vrei să știi? De unde o găsesc? Unde o pot cumpăra? Ce se întâmplă? Momentan este indecis, nu știm exact când se va lansa. Suntem în discuții să o lansăm, mai așteptăm niște părți de producție, pe partea artistică, care se leagă împreună cu berea, niște postere, niște printuri, chestii de genul ăsta.
Băieții de la Craft Bros, The Five Players. Primii, da, exact, evident. Când se lansează și unde pleacă și unde o puteți găsi. Craft Bros News. Exact, ca la știre, așa știi. Banderul deci, galbenă știi. Ce vă recomand este fiecare zi acolo pe Insta la Craft Bros. Story of the day. Țineți apăsat acolo, cum apare ceva nou, verificați pe cine știe, poate aflați când... Nu, nu i-am spus-o. Nu l-am plătit să zic asta. Nu. Dar, uite, eu am fost prima oară la o discuție cu băieții în decembrie. Da. Experiența a fost super. Uite, chiar vreau să spun că celor care se uită la treaba asta, că mă bucur că îi susțineți și că continuă proiectul efectiv în sine și văd că s-a mai și diversificat și sper să-i susțineți pe băieți în continuare pentru că fac o chestie care e destul de unică pe flyerul acesta și... Ai zis mama? Și ajută cu mult dezvoltarea cam la toate domeniile crafter și ce eu aici. Nu e numai vorba despre bere, pentru că cam orice publicitate la un produs oricum care este craft atrage interes către alte domenii. Deci e super important să ne susținem artizanii, adică la modul cel mai serios, dacă nu da, și, trebuie dar să... Da, și e inspirațional, pentru că posibil ca lumea care să uită la video să aibă o idee și să zic, exact. Că... Și tu poți să faci ceva ce simțeai că ar merita pus în lume și poate n-aveai neapărat încredere în acel ceva. Da, exact. Do it. Do it. Exact do cum it. E berea asta, știi, poate să fie puțin weird ca concept, dar uite, dacă ai un concept, de ce să nu-l pui în aplicare ce ai de și pierdut. Să-l faci? Exact. Exact. Yeah. Good. Cool. Păi, da. Încercați Organoleptic Monster. Da. Și spuneți-ne ce părere ați avut. Și ne vedem în clipurile următoare. Exact. Până atunci. Nici o zi. O robere bună.